Mai mult decât atât, conform spuselor secretarului coordonator al liberalilor suceveni, pensiile au scăzut chiar și cu 65%. Am fost siliți prin lege, și o spun aceasta și în calitate de militar, în rezervă, să mergem la centrele militare și la unitățile unde am lucrat de-a lungul carierei pentru a ne solicita adeverințe care să dovedească vechimea ca militar. După depunerea acestor adeverințe, cu toate promisiunile atât a lui Traian Băsescu, a primului ministru Boc, cât și a ministrului apărării, că pensiile sub 3.000 de lei nu vor scădea, în urma intrării pe carduri a pensiilor pe luna ianuarie, s-a dovedit că toate promisiunile lor sunt și au fost minciuni. Viorel Mihaiescu a mai adăugat că pensiile au scăzut între 20 și 68%. Secretarul coordonator al PNL Suceava a declarat că pensia sa se apropia de 3.000 de lei, însă, după ce a verificat cardul, a realizat că valoarea acesteia s-a diminuat cu 65%. Atât Traian Băsescu, cât și premierul Boc, cât și chiar în ziua de ieri au apărut pe posturile de televiziune reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale, care au continuat să mintă cu nerușinare, aducând nume de cadre militare în rezervă, de pensionari militari, care le-ar fi crescut pensia și nu le-ar fi scăzut.